patru prieteni și jumătate. Charlie, Steffi, Fred, Ridiche, Dandy. Cazul vedete de televiziune dispărute. Liniște, vă rog! Candidatul numărul 34, acțiune! Mâncare pentru câini Bubi. Dandy e mai degrabă un tip inactiv, nu-i așa? Liniște, Charlie! Mai bine mă însor cu o bisică decât să apar la televizor în ipostaze penibile. Care e problema cu câinele ăsta? Nu se mișcă! Dați-l afară! Afară! Următorul! Dandy, ce s-a întâmplat? Trebuia să stai pe acea cutie și să o deschizi. Hrana aceea e făcută din carton. Candidatul numărul 35, te rog, așa-te de lângă cutie. Madeleine. Salutare, ureche trasă. Sau acum te cheamă Dandy, nu? Noi nu ne-am mai văzut de... Haide, Madeleine, nu e semn de bună creștere să-i lași pe alții să aștepte. Veți vedea, Madeleine-a mea e minunată. Poate învăța să facă orice, orice. Câinele tău cum s-a descurcat? Păi, destul de bine, cred. Candidatul numărul 35, acțiune! Wow! A fost uimitor! Da, speram că puteam câștiga niște bani în plus cu reclama asta. Să o ajut pe mama să cumpere mașină de spălat. Păi, au nevoie de doi câini. Dandy ar putea fi încă ales. Da, cum să nu? Stați puțin, adică aș putea juca în reclama asta cu Madeleine? Bun, a fost destul de bine. Înlocuiți cutia, vă rog. În ordine, următorul, candidatul 36. Ha? Vai de mine! Bine, s-a terminat selecția! Mulțumim tuturor! Mâine dimineață la ora 8 vreau să văd acești doi câini din nou în studio. Numărul 34, Dandy, și numărul 9. Dar cine e numărul 9? Despre mine e vorba. Numele meu e Flappy. Îmi pare bine de cunoștință. Ah! Oh! Ai grijă, Flappy, să nu te lovești. Nu sunt un împiedicat. Stai puțin, unde e? Contesa. Domnule Rubenecker. Mă gândeam că am putea merge la un restaurant ca să sărbătorim. N-am nimic de sărbătorit. De ce nu te duci mai bine cu copiii? Invitația acceptată. Scuze, nu-l băgați în seamă. Cu zgarda aceea, i-am putea cumpăra mamei 300 de mașini de spălat. E în ordine. Puteți veni și voi. Da, contesă, te implor. Azi ai un chip atât de luminos încât ar fi o pierdere dacă te-ai duce direct acasă. Nu știu ce să zic. Vă duc pe toți la Sebastian. Fac cinste. Ei bine, în cazul acesta accept. Atunci să mergem. Haide, Flappy, e timpul să servești prânzul. Altfel te va durea din nou burtica. Oh. Ce e acest La Sebastian? E un local sofisticat. Au un restaurant special pentru câini. Un restaurant pentru câini? E cel mai ciudat lucru pe care l-am văzut vreodată. Te vei obișnui. Ham, ham, hau, hau. Asta ce înseamnă? Latră când vezi mâncarea pe care o dorești. Oamenii mă întreabă mereu care e secretul frumoasei mele blăni, iar eu le spun: oh,
Nu e nici pe depăr de perfectă. Scuzați-mă, vă rog. În sfârșit. Vorbește în continuu despre el. Oricum, Rubenecker îl tratează ca pe un copil. E cel mai jalnic prinzător de bețe pe care l-am văzut. Acum tu vorbești în continuu despre el. Ai dreptate. Flappy, totul e bine? Mă întorc la masă. Latră dacă ai nevoie de ceva. Cel puțin ne amuză. Îmi doresc ca tu să apari în reclamă cu mine. Da, ar fi fost nostru. Mi-a fost dor de tine. Acum locuiești la Contesa? Nu te-am mai văzut pe aici. Da, m-a adoptat cu un an în urmă. Trăim în vârful dealului roșu. E cam departe de oraș, de aceea venim rar. Serios? Păi ai putea să... Păreți un cuplu încântător. Nu e cel mai ciudat loc pe care l-ai văzut vreodată? Au! Oricum, trebuie să mă întorc. Rubenecker a comandat un tort inimă. Distrează-te cu prietena ta, Dandy. Pare un puști de treabă. Da, chiar este. De fapt, mă gândeam că ai putea să vii să locuiești cu mine o vreme. Am spațiu suficient. O vreme? Locuiesc cu Contesa, Dandy. Are nevoie de mine. Dar... Și eu am nevoie de ea. Băiatul acela a spus că nu l-a văzut pe Flappy în grădină. Îmi pare rău, domnule. Sunt sigur că nu s-a dus prea departe. O, sărmanul Flappy, nu trebuia să-l las nesupravegheat. Liniștește-te, Charlie. Uneori câinii se mai rătăcesc. Se întâmplă. Câini care au o zgardă cu diamante într-un restaurant de lux trebuie să fie un motiv. Furt, răpire sau mai rău. Vrei să spui? Da, avem un caz. Sunt sigur că Flappy se va întoarce până mâine. Cum adică nu s-a întors? Cred că Flappy s-a rătăcit. Credeam că se va întoarce azi aici, dar nu a fost așa. Sigur că nu s-a întors. N-ai cum să te întorci dacă ești răpit decât dacă răpitorul e plătit. Ce vrei să spui? Nu ascultați, domnule. Adică tu crezi că dragul meu Flappy a fost răpit? Cine își poate dori câinele ăla? Cineva putea chiar să ia viața. Asta e! Cineva a luat zgarda cu diamante și apoi s-a descotorosit de Flappy și... Sunt sigur că Flappy e teafăr și nevătămat, domnule. Vai de mine, nu și se poate! Și vă vom ajuta să-l găsiți! Suntem detectivi! Foarte bine, filmarea se amână. Dar dacă acel cățel al tău nu e aici după amiază, mâine o vom chema pe acea cățelușă. Cum o chema? Magdalene? Madeleine? Wow, locul ăsta chiar e departe de oraș. Madeleine! Madeleine! Dandy! Dar ce faci? Ai venit până aici, pe jos? Am noutăți! Joanna a spus că te vor angaja pe tine dacă Flappy nu apare până mâine. Oh, dar sunt niște vești grozave, Dandy! Contesa chiar are nevoie de bani. Oh... Însă nu cred că vor fi suficienți. Vrei să spui că i-au tăiat și apa? A descoperit că, de fapt, contabilul îi fura banii de ani buni. Și e într-o situație groaznică. Trebuie să fiu alături de ea, Dandy. Da, categoric. Dar ne vedem mâine, să sperăm. Bine, ăsta este planul. Tu mă vei ajuta să pregătesc interogatoriile pentru mâine, ridică.
Tu te vei ocupa de desenarea de portrete în stil fotografic ale tuturor martorilor și suspecților. Rubenecker și contesa, care erau cu noi atunci când a dispărut câinele, Joana și șeful de sală, care ar putea fi făptașul pe care îl căutăm, vom crea o hartă vizuală a cazului. Dar de ce eu? Pentru că tu ai creioane colorate. Serios? Da, chiar am! Fred, tu continuă să-ți antrenezi câinele. Mama ta are nevoie de bani și eu nu trebuie să scap din ochi suspecții. Așa că, Dandy, ar fi bine să nu rateze slujba asta. Hei, văd rost de o altă jachetă. Lăbuța stângă! Bine, bine, tăiați! Bună treabă, Magdalen și Dandy! Voi folosi măcar o parte din ce am filmat. Trebuie să recunoști că ne distrăm, Dandy. Nu ne distrăm deloc. Bine, ne distrăm de minune. Pauză 20 de minute. Aș dori să te întreb câte ceva despre... Acum nu am timp de întrebări. De ce nu stați acasă și să veniți să vă luați câinele mai târziu? Cum face contesa? Atunci cred că te vom interoga mai târziu. Detectivi, să valorificăm aceste 20 de minute. De cât timp lucrezi în domeniul ăsta? Eu? De 15 ani. Ai cumva cazier? Poftim? Nu. Ai rude care fac parte din mafie? E mereu așa? Bine. Câți mereu. Există în restaurantul ăsta? Hai să mergem afară. Tu ce crezi despre dispariția lui Flappy? Nu știu ce să zic, dar sunt sigură că e bine. În acea zi nu a intrat nimeni în restaurant. E foarte ciudat. Ceva nu miroase bine. Crezi? Nu, serios. Ceva chiar nu miroase bine. Nu l-am fi văzut pe Flappy cum pleacă, decât dacă a ieșit pe aici. Aha, bună treabă, Dandy. Nimeni nu a furat garda. A pierdut-o în timp ce fugea pe aici. S-a întâmplat ceva? Băieți! Dar noi am găsit garda lui Flappy. De ce nu poate rămâne la noi? Ți-au spus! O păstrează în siguranță și îl cheamă pe domnul Rubenecker. Nu-mi place acel șef de sală. Mustața lui nu-mi inspiră încredere. Haide! Cele 20 de minute au trecut. Dandy trebuie să apară în reclamă. Mă gândeam să-i convingem pe cei care te hrănesc și pe contesa să se împrietenească. Da? Cum? Stăm la o distanță destul de mare, dar dacă ea are încredere în ei, poate că mi s-ar permite să-mi petrec câteva zile cu tine din când în când. Bine! Scena 5, dubla 6. Sunteți pregătiți? Lumini! Camere! Acțiune! Cum ce mai e? Ați venit repede, domnule Rubenecker. Poftim? Zgarda! Am găsit-o la restaurant. Păi, și eu am găsit ceva. Și cum sunteți detectivi atunci? Lasă $1,000,000 diseară la ora 9 la studioul din mijlocul platoului junglei și îl vei recupera pe Flappy. Nu suna la poliție, altfel îi se va întâmpla ceva rău. Se va termina vreodată coșmarul ăsta? Ia cheile studioului, recuperează-ți câinele, fă ce vrei. Eu am terminat, merg acasă. Madeleine! Madeleine, ce s-a întâmplat? Unde te duci? Îmi fac griji pentru Flappy. Dar trebuia să aștepți până când se întoarce contesa. Apoi o convingeam să vorbească ea cu regizorul. Las-o baltă, Dandy. Poate că n-a fost o idee prea bună. Dar conacul e departe. Credeam că vrei să vii să locuiești cu mine. Trebuie să mergem la poliție, domnule Rubenecker. Dar în bilet scrie... Nicio grijă. Polițiștii știu ce fac și sunt mereu pe fază. 7 litere vertical. Persoană extrem de aiurită sau excentrică. Lunatic? Da, eu sunt. Dar de data asta e ceva serios. Promit, un câine a dispărut. Avem o treabă importantă aici.
Domnule Rubenecker, e o plăcere să te văd. Martinez, nu mai pierde timpul. Domnul merită toată atenția noastră. Am nevoie de ajutor, inspectore. Oh, e o tragedie. Nici o grijă, domnule. Ne vom ocupa. Eu și cu Martinez vom fi acolo diseară. Vom supraveghea studioul și ușa de acces. Dumneata, domnule, adu banii și comportă-te ca și cum nu ne-ai spus nimic. Și voi rămâneți acasă și nu vă amestecați. Jur că l-am văzut pe detectivul Martinez intrând, dar acum unde e? Cred că el și Sacheta așteaptă afară, de aceea noi... Oh. Și acum ce facem? Așteptăm. Banii sunt acolo. E aproape nouă. Răpitorul trebuie să apară imediat. Nu putem sta acasă, iar poliția să rezolve problema? Dar ajutăm poliția. 14 ochii văd mai bine decât 4. Hei, băieți! Unde e geanta? Stai! Nu mișca! Poliția! Nu tu reprezinți poliția, ci eu. Ha? Tu nu ești poliția, ești un copac. Nu sunt copac, ci agent sub acoperire. Păi, se pare că niciunul nu a văzut făptașul. E imposibil. M-am uitat tot timpul la ușă. Dar... N-are niciun sens. Flappy! Păi, cel puțin l-a răpit, nu-i așa? Așteptați aici, Sacheta e afară. Vom cerceta împrejurimile. Cine a fost? Poftim? Cine te-a răpit? Cine a fost? Nimeni nu m-a răpit. Ce idee ridicolă! Pur și simplu m-am săturat de Rubenecker și am plecat. Poftim? Atunci, ce cauți aici? Madeleine mi-a spus să mă întorc aici în seara asta. M-a tot bătut la cap. Madeleine? Madeleine! Oh, Dandy, lasă-mă în pace! Tu și Contesa l-ați ascuns pe Flappy la conac. Contesa nu ascundea pe nimeni! Flappy a venit la mine a doua zi după ce a plecat. Nu știa unde să meargă. Contesa a auzit de dispariție și s-a hotărât să profite? Nu e corect, Madeleine. Nu am știut nimic până când am văzut acel scris de mână, bine? L-am recunoscut, știam că e al ei, dar trebuia să o ajut. Oh, da. Poate învăța să facă orice. Asta a spus Contesa despre tine, nu? Dar nu credeam că poți comite infracțiuni. Rămas bun, Dandy. Și acum ce fac? Dandy, te simți bine? De ce ești atât de tăcut? E timpul să realizăm harta vizuală a cazului. Ridiche, ai desenat portrete ale martorilor și ale suspecților? Da. Ce e asta? Nu pot pune așa ceva pe harta mea vizuală. Va arăta ca un panou cu desene de preșcolari. Uitați-vă la ele. Ce e, Dandy? Ce e, desenele? Ce e cu desenele? Vrei să spui că știi ceva despre Contesa? Contesa, ea e făptașa? Oh, în sfârșit! Domnule Rubenecker? Bună, copii! Voi ce căutați aici? Oh, bună ziua, domnule Rubenecker! Și Flappy?
A fost răpit, dar l-am recuperat. Oh, slavă cerului! Cred că știu de ce ești atât de agitată, contesă. Tu ai răpit câinele! Nu e adevărat! Cum îndrăznești? Contesa e una dintre cele mai amabile femei pe care le-am întâlnit vreodată și nu ar fi în stare să facă așa ceva. Acum vă rog să plecați. Am venit aici să o vizitez și să-i dau flori. Și asta voi face. Oh, nu, nu le merit. Cum adică? Am avut dreptate. Sunt falită. Eu ți-am trimis acel bilet, dar nu l-am răpit eu pe Flappy, nu înțeleg. Atunci când a dispărut, mi s-a părut că e o ocazie să... O, îmi pare rău, domnule Rubenecker, ești un om atât de generos și eu am furat de la tine. Sunt o persoană îngrozitoare. Dar, contesă, trebuia doar să-mi ceri ajutorul. Sunt prietenul tău. Și tu ești cea mai drăguță femeie pe care o știu. Vai, domnule Rubenecker, ești atât de bun. N-ar trebui să îmbrățișezi o infractoare. Ar trebui să o trimiți la închisoare. Calmează-te, Charlie. Îmi pare rău, Dandy. Nu-i nimic. Dar dacă nimeni nu l-a răpit pe Flappy, asta înseamnă că pur și simplu a plecat și apoi s-a întors? Oh, sărmanul și neajutoratul meu Flappy. Vino încoace. De acum încolo promit să nu te mai slăbesc din ochi. Poate că Flappy nu-și dorește mai multă protecție, ci mai multă libertate. Oh, dar e adevărat? Îmi pare rău, Flappy. Am uitat că nu mai ești cățeluș. Mâncarea Bubi are acum o nouă aromă. Pentru toți câinii cărora le plac aventurile. Nu e rău. Dandy, trebuie să-ți spun ceva. Contesa și Rubenecker s-au hotărât să se căsătorească. Ha! N-au pierdut timpul. Și se mută la Paris. Noi ne mutăm la Paris. Ești sigură? Ai putea veni și tu. Am fi cu toții o familie. Dar... nu-l pot părăsi pe Fred. El e familia mea. Are nevoie de mine. Și cred că... Și tu ai nevoie de el. Înțelegi de ce nu pot părăsi pe contesa? Poate că una dintre aventurile tale de detectiv te va aduce la Paris. Da, poate. Cu bine, Dandy. Dandy! Aici erai. Haide, haide. Acum ar trebui să joci într-un film, Dandy. Da, unul cu infracțiuni. Au dublat în limba română Paul Zurbău, Alina Leonte, Alexandru Rusu, Adrian Moraru, Cosmin Petruț, Ion Ruscuț, Corina Cernea, Alesia Popa. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț și Adrian Moraru. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI. Urmează Zorro pe Minimax. Urmează publicitate. Părul subțire se vede chiar și când e prins în coadă. Pentru mai mult volum, alege Pantene Aqualight cu formulă.